Fața Domnului Iisus Hristos! Începem și sabatul acesta cu deschiderea Cuvântului Lui Dumnezeu și cu dorința de studiu și rugăciune. De asemenea, cu dorința de binecuvântare și de prezența Lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Vreau să rog pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze pe cei ce în seara asta s-au adunat la oaltă pentru ca să mai facă încă o dată sau să mai formeze încă o dată un altar pentru Biserica Lui. Simt nevoia să mă leg sau să leg subiectul acesta din seara aceasta de alte subiecte pe care le-am studiat până acum. Vreau să vă amintesc că acum două sabate în urmă studiam încă despre legea lui Dumnezeu, despre importanța ei și am vorbit despre primele trei porunci din Decalog, lăsând ca o făgăduință că vom Deschide cuvântul lui Dumnezeu și asupra poruncea a patra. Sabatul trecut a fost un sabat al sănătății și din cauza aceasta am vorbit și am studiat despre nevoia noastră de a fi un templu al lui Dumnezeu și din punct de vedere al sănătății. În seara asta însă vom continua subiectul pe care îl începusem și anume cum să putem să fim un templu al lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Există o imagine, există o imagine extraordinară în cadrul cuvântului lui Dumnezeu. În primele cărți ale lui Moise, la muntele Sinai, Dumnezeu oferă cele 10 porunci, Moise le așează într-un chivot și apoi pleacă cu poporul cu chivotul înainte. Și este ca și cum chivotul caută un loc unde să se așeze pentru odihnă. Este ca și cum chivotul caută un loc pentru legea lui Dumnezeu și, odată cu aceasta, chivotul caută un loc și pentru poporul care mergea în urma lui. Astfel încât, iertați-mă, Canaanul și Ierusalimul mai târziu devin locul odihnei pentru prezența Lui Dumnezeu, locul odihnei pentru poporul Lui Dumnezeu, preînchipuind Cananul și Ierusalimul Ceresc, care și ei, sau și ele, sunt de asemenea o, o țintă a căutării poporului Lui Dumnezeu care caută odihna. În timp ce avem această perspectivă, Înainte de a ne ocupa direct de sabat, aș vrea să ne ocupăm puțin de cultura noastră. Suntem în mijlocul unei culturi care respinge pe Dumnezeu ca stăpân și ca domn. Astăzi, în lumea religioasă, Dumnezeu este un prieten foarte bun, Dumnezeu este un camarad la care apelăm ori de câte ori avem nevoie. Dar din nefericire, cultura noastră îi interzice lui Dumnezeu un lucru fundamental. Nu știu dacă ați observat. Îi interzice să poruncească. Dumnezeu este chemat să ne iubească, Dumnezeu este chemat să ne salveze, Dumnezeu este chemat să ne mântuiască, Dumnezeu este chemat să ne dea cerul, Dumnezeu este chemat să rezolve toate problemele noastre, dar Dumnezeu nu are dreptul să ne poruncească. Și lucrul ăsta face parte din fundamentul culturii noastre, când cultură care îl scoate pe Dumnezeu de pe tronul său. Îl acceptă pe Domnul Isus Hristos printre noi ca tămăduitor. Îl acceptă ca și căutător de bine. Îl acceptă ca și filozof. Îl acceptă ca orice. Dar Dumnezeu pe tronul său în fața căruia lumea este chemată să se supună și să asculte. Imaginea aceasta este din ce în ce mai îndepărtată și din ce în ce mai respinsă de către noi. Din cauza asta nu e absolut deloc de mirare că poruncile sale cele 10 porunci astăzi nu mai sunt considerate ca fiind relevante. Dar nu mai vorbesc despre faptul că nu sunt considerate ca fiind necesare. Deci, am modificat identitatea lui Dumnezeu. Noi am anulat imaginea lui Dumnezeu pe tron și am înlocuit-o definitiv cu imaginea lui Dumnezeu pe cruce. Și atât. Sigur, Domnul Iisus Hristos pe cruce face parte din fundamentul ispășirii și al mântuirii mele. Dar Domnul Isus Hristos nu a rămas pe cruce. Domnul Isus Hristos a fost înălțat din nou pe tron, așa cum zice Sfântul Apostol Petru când se adresează poporului evreu și spune să știe bine dar casa lui Israel că Dumnezeu a făcut domn și Hristos pe acest Isus. Era la sfârșitul zilei Cinzecinii sau a Pentecostului. Avem nevoie de ambele imagini. Avem nevoie de Domnul Isus Hristos pe cruce, dar avem nevoie de Domnul Isus Hristos pe tron, pentru că ne vom întâlni cu el în scurtă vreme la revenirea sa pe tron. Istoria îl conține pe Domnul Isus Hristos pe cruce. Viitorul îl aduce pe Domnul Isus Hristos pe tron. Iar dacă îl lăsăm pe Domnul Isus Hristos doar pe cruce, este ca și cum am anula viitorul pe care Dumnezeu îl oferă. E ca și cum ar fi un creștinism fără viitor. Este un creștinism fără revenirea lui Isus Hristos. Este un creștinism fără soluție. Este un creștinism care se uită doar înapoi și care sărbătorește moartea Domnului Isus Hristos aproape degeaba. Pentru că moartea Domnului Isus Hristos își găsește Împlinirea, glorificarea, certitudinea ei în revenirea lui. Și acum, după ce am trecut în revistă puțin situația în care ne aflăm, haideți să ne întoarcem la ceea ce înseamnă harul acesta de a fi un popor căruia Dumnezeu să-i porungească. Repet să fii un popor care să aibă harul să sporuncească Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să ai harul ca Dumnezeu să-ți fie Dumnezeu. Mi-am notat aici câteva idei care m-au frământat săptămâna asta. Ca civilizație suntem hotărâți să nu ascultăm de vreo poruncă. Ne apropiem foarte mult de momentul acela al fără de legii. Dacă Dumnezeu vrea să ne convingă cumva să răspundem mântuirii, atunci trebuie să ne înduplece. Așa se întâmplă când am inventat harul ieftin. Așa se întâmplă când nu mai vedem prețul Harului Lui Dumnezeu și cât l-a costat pe Dumnezeu mântuirea mea. Așa se întâmplă atunci când văd că mântuirea mea mi-e pusă la dispoziție în mod gratuit și o consider ca fiind atât de ieftină încât îmi pot permite orice. Să ne înduplece Dumnezeu, să ne roage Dumnezeu. Iar noi, dacă ne roagă frumos, zicem da. Dar să ne roage suficient de frumos. Într-un fel, să ne arate că este în avantajul nostru. Nu știu dacă ați observat, dar în ultima vreme, tot raționamentul creștin se bazează pe următorul fapt. Îți este de folos dacă împlinești ceea ce spune Dumnezeu. Adică. Nu, nu împlini ceea ce spune Dumnezeu pentru că îți poruncește Dumnezeu, ci împlinește pentru că, până la urmă, ți-e mai bine. Și dacă nu ți-e mai bine, Mai asculți? Că problema cărții lui Iov aici gravitează. Vei asculta de Dumnezeu chiar și atunci când ești lovit cu lepră bubonică din cap până în picioare? Că soția lui Iov a venit la el și a spus, bleastă mă pe Dumnezeu și mori, că nu vezi că nu e spre folosul tău, nu ai niciun folos din ascultarea lui Dumnezeu. Și au zis ce zice, ce zice această mare dramă în Iov 21 cu 15. Iov 21 cu 15 Iov vorbește și folosește cuvintele nebunului. Ce este cel atotputernic ca să-i slujim? Spune el, privind tabloul din partea cealaltă. Ce vom câștiga dacă îi vom înălța rugăciuni? Asta este cultura mea. Ce vom câștiga dacă îi înălțăm rugăciuni? Ce vom câștiga? Și dacă câștigăm ceva, poate că ascultăm cât de cât. Dar asculta de dragul faptului că El e Dumnezeu cum mine În seara aceasta... Vom vorbi despre Sabbat ca binecuvântare, nu ca poruncă. Tocmai pentru a vedea cum lucrează Dumnezeu pentru a răspunde acestei provocări pe care lumea de azi, generația mea, o ridică înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ăsta este principiul lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu va porunci, El mai întâi cuvintează Sau, el mai întâi binecuvântează pentru ca mai apoi să poruncească. Haideți, haideți să vedem puțin ceva ce este prea cunoscut pentru noi. Paradigma edenică a sabatului. Sabatul și paradisul. Atât în seara asta. Întrebări simple. Întrebări de copii pe care aș dori să le punem împreună. Să vedem cum vor răspunde. Vă duceți aminte Geneza ca 1 cu 1? La început, Dumnezeu. Așa începe. Pentru că mai târziu în Matei 19 cu 8 să apară o afirmație a Domnului Iisus Hristos pe cale de consecință. Dacă la început a fost Dumnezeu, atunci Dumnezeu are dreptul să spună la început n-a fost așa. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are dreptul să te întrebe cum a fost la început. Indiferent ce a adus păcatul în istoria noastră, indiferent ce modificări au fost în istoria noastră, Datorită faptului că totul pornește din Dumnezeu, Dumnezeu are dreptul să ne ceară să restaurăm lucrurile cum au fost ele la început. Este dreptul Său. Voi reveni asupra acestui punct. Sunt persoane care spun că Dumnezeu n-a poruncit. Păstrarea sabatului în Grădina Edenului. Așa este? Despre asta vom vorbi în seara asta. A poruncit sau nu? Haideți să vedem mai departe. Cine a inventat? Sabatul. Sau odină. Frății mei, haideți să le luăm pe rând. Ziua 1, ziua 2, ziua 3, ziua 4, ziua 5, ziua 6. E gata creațiunea? Ecosistemul acestei planete e terminat? Sigur! Putea după ziua 6 să vină ziua 1? Sigur! s-a terminat totul în ziua a șasea. hai să o luăm de la capăt, ziua întâi, iar. De ce Dumnezeu zice, nu, nu, stai puțin, mai adaugă și ziua șapte. Și abia după ziua a șaptea e gata. Păi ce adaugi, Doamne? Ce adaugi? Că din punct de vedere al naturii, din punct de vedere al ecosistemului, din punct de vedere al relației, eu știu, planetare, totul e gata în ziua 6. Și Dumnezeu spune, nu, nu e gata. Vă mai dau ceva. Dar, Doamne, nu mai avem nevoie. Nu, nu. Vă mai dau ceva. Ce vrei să-mi dai, Doamne? Și așa cum Dumnezeu a inventat lumina, așa Dumnezeu a inventat odihna. Îi spune, nu se poate creațiunea aceasta. Nu se poate ca omul să existe dacă nu există odihna. Ziua șapte. Wow. Geneza 2. În ziua a șaptea, Dumnezeu s-a odihnit. Cine s-a odihnit? Cel ce nu obosește niciodată. Da? Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit ziua a șaptea. în ziua șasea, deși în fiecare seară Dumnezeu se uitase înapoi și a văzut și vedea că toate sunt bune și le-a binecuvântat. În ziua șaptea, Dumnezeu se ocupă de două lucruri fundamental noi, binecuvântarea și sfințirea. Nu știu cum vedeți dumneavoastră lumea asta fără binecuvântare și fără sfințire. Dar știu un lucru că nu poate exista Eden, sau nu poate exista Paradis fără aceste două. Binecuvântare și sfințire. Noi ne închipuim că istoria poate să meargă înainte fără astea două. Noi ne închipuim lumea noastră foarte bună fără binecuvântarea lui Dumnezeu și fără sfințirea lui Dumnezeu. Dar fiecare generație, la rândul ei, ajunge la aceeași concluzie, mereu și mereu. Nu se poate. Vă aduceți aminte de textul care spune căci fiul omului este domn, nu și al sabatului, nici chiar și. Nu eu vă întreb de textul care spune Fiul omului este domn al sabatului. E vorba de Matei 12 cu versetul 8. Curios gar est sabatul. Simplu. Acolo nu este și. Aici este domn pentru sabat este fiul omului. Aceasta este traducerea literală domn pentru sabat este fiul omului. Domnul Iisus Hristos a pus sabatul, a creat sabatul, a făcut să mai fie a șaptea zi ca semn al domniei sale peste această creațiune. Ca semn al prezenței sale peste această creațiune. A sfințit-o și a binecuvântat-o pentru că în ziua șaptea Iisus Hristos a coborât în această creație și a stat împreună cu omul. Nu pentru că a, până acum nu fusese în această creație, pentru că totul a fost făcut de el și prin el. Dar de data aceasta a coborât pentru a petrece timp cu ființa umană. În calitatea sa de domn. Spuneam înainte, nu ne prea place ideea ca Dumnezeu să domnească peste noi, cum nu ne place și ideea ca Dumnezeu să ne poruncească. Dar sabatul exact lucrul acesta implică. Pentru că, repet, Domn pentru sabat este Fiul Omului. Gândiți-vă la lucrul acesta. A poruncit Dumnezeu în Eden lucrul ăsta? L-a poruncit? Da sau nu? Nu apare niciun de explicit. Dar în Eden, Dumnezeu era Domn. Mai târziu, omul l-a dat la o parte pe Dumnezeu și împărăția lui. Aici, Domn. Rutina edenică. Cu alte cuvinte, în ce zile se întâlnea omul cu Domnul Isus Hristos? Poftiți? În ce zile? Ziceți că în fiecare zi? Haideți să vedem. Geneza 3 cu 8. Atunci Bărbatul și femeia au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină când? În răcoarea zilei Dumnezeu umbla întotdeauna prin grădină sau în bătaia vântului de dimineață și de seara. Seara și dimineața Dumnezeu era acolo. În ce zi? Poftiți? În fiecare zi. Ziua 1, a 2, a 3, a 4, pentru că nu avem duminică, luni, marți, miercuri, avem ziua 1, a 2, a 3, 4, 5, 6, Dumnezeu este acolo în fiecare zi. Vreau să vă întreb. Dacă Domnul este cu Adam și cu Eva în fiecare zi, la ce mai ai nevoie de sabat? De fiecare zi e acolo. Lucrul ăsta apare foarte serios și este decupat oarecum din context de unii cercetători ai Scripturii care folosesc textele din Roman 14, 5 și 6 Citind, unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Din ce cauză? Păi, se justifică în felul următor. Creștinul este cu Domnul în fiecare zi. Și în ziua întâia, și în ziua a doua, și în ziua a treia. Era așa și în Grădina Edenului. Doamne, ajută, așa să fie. Problema este însă că apare întrebarea asta: pei dacă sunt cu Domnul în fiecare zi, de ce mai am nevoie de sabat? Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face, cine nu o face, pentru Domnul n o face. Sigur, vă spuneam, textele sunt scoase din context. Aici este vorba de sabatele ceremoniale iudaice. Nu este timpul să intrăm în amănunt, dar aș vrea să vă amintesc. Evreii aveau, ca și astăzi, în calendarul ortodox sau catolic, aveau sărbătorile lor, eu știu, cu sfinți. Adică anul nou, Paștele, ziua cinzecimii, ce să mai spunem, da? Etc. Deschideți, vă rog, în Leviticul 23 și veți găsi acolo toate sărbătorile lor. Erau multe. Aici este vorba de sărbătorile ceremoniale. Cu toate astea, noi învățăm întrebările astea și le punem le punem în legătură cu un sabbat care nu este ceremonial. Le punem în legătură cu sabatul din Eden. Și dați mi voie să răspund cu sabatul din Eden. Adică dacă Isus Hristos era în fiecare zi cu omul, cu Adam și cu Eva și dimineața și seara mai mult decât orice, eu știu, program de rugăciune pe care noi ca și creștini îl avem în fiecare zi. Să presupunem că suntem foarte credincioși și facem altar și de dimineață, facem altar și de seară, ne rugăm și studiem și dimineața, ne rugăm și studiem și seara. Poate că unii ca Daniel studiază de trei ori pe zi și zicem, îi destul, îi destul? Fraților, noi zicem că e destul. Cine hotărăște dacă e destul sau nu? De ce în condițiile astea Dumnezeu mai adaugă Sabatul? Că era destul dacă venea dimineața, dacă venea seara? Putea să fie așa o veșnicie? Zicem, noi putea. Dumnezeu zice, nu se putea. De ce, Doamne, mai adaugi Sabatul? Evrei, capitolul 4. Au zis cum gândește Dumnezeu. Și Sfântul Apostol Pavel este cel ce deslușește lucrurile astea. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în o... De ce a creat Dumnezeu sabatul? Exact. Ca să intrăm în Odihna Lui. A cui era odihn... cine s-a odihnit în ziua șaptea? Poftiți? Dumnezeu, nu omul. De ce s-a odihnit Dumnezeu în ziua șaptea? Ca să invite pe om să intre în odihna Lui. Spune clar Sfântul Apostol Pavel. Noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna Lui. Noi nu trebuie să stăm în afara odihnei lui Dumnezeu. Noi trebuie să intrăm în ea. Este procesul acesta de a intra acolo unde Dumnezeu te așteaptă, unde te cheamă. Intră în odihna Lui. Am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Cine? Evrei capitolul 4. Cine nu vor intra în odihna mea? Și Sfântul Apostol spune, cei ce nu au crezut. Simplu. Mântuirea și nemântuirea, cei mântuiți și cei nemântuiți, sunt aceia care intră sau nu intră unde? În odihna lui Dumnezeu. De ce a creat Dumnezeu încă o dată Sabatul? Pentru ca să ofere ființei umane un tip de odihnă de care omul nu știe. Nu poate, nu poate dezvolta. Omul nu poate. Nu poate nici măcar să-și imagineze o asta. Cine o imaginează? Cine o creează? Cine o pune înaintea ființei umane? Cine? Dumnezeu. Și spune că e odihna lui. Și Dumnezeu vrea să-l ia pe om și să-l introducă într-o altă ordine, într-o altă stare de lucruri, în starea lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă unde? În Paradis. În Eden. Atunci Dumnezeu vrea să-l ia pe om din starea lui și să-l ducă în starea lui Dumnezeu. Sabatul era ziua darului reciproc. Era ziua în care omul și Dumnezeu se întâlneau împreună într-o atitudine regală în care omul stătea cu cel ce era domn al sabatului și domn al lui. Trebuia să poruncească Dumnezeu? Trebuia să-i poruncească lui Adam? Sau nu? Mai întâi să poruncească, Dumnezeu l-a invitat pe Adam. Hai! Intră în odihna mea! Asta a fost realitatea edenică. Intră în odihna mea. Mă întorc din nou la întrebarea pe care am mai pus-o înainte. Dar până la urmă, cine s-a odihnit în paradis? Cine? Sigur. Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu și când zicem cuvântul era Dumnezeu, despre cine vorbim? Despre Domnul Isus Hristos. Da? Pentru că aș vrea să Aș vrea să am curajul să spun exact cine s-a odihnit. Toate lucrurile au fost făcute prin el. Toate. Și creațiunea, și omul, și, și sabatul. Și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Întreb, cine s-a odihnit în Eden? Cine spune, intrați în odihna mea? E adevărat, Dumnezeu, dar fiți mai concreți. Cine? Domnul Isus Hristos. Pentru că astăzi creștinii care poartă numele lui Isus Hristos trebuie să înțeleagă că acolo Domnul Isus Hristos în sabat ne invită să intrăm în odihna Lui. Iar eu dacă sunt creștin, trebuie să aud această invitație și trebuie să intru împreună cu el unde? În odihna Lui. Dar Adam... S-a odihnit Dumnezeu? S-a odihnit Iisus Hristos? Sigur, da, Adam, s-a odihnit? Știți, ce ce spun, Dumnezeu nu i-a poruncit lui Adam în grădina Edenului să țină sabatul lui, implică prin aceasta că Dumnezeu s-a odihnit, dar Adam nu, că n-a avut nicio obligație, n-a avut nicio poruncă. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o. Pentru cine? Deci, încă o dată, dacă Dumnezeu ar fi binecuvântat ziua șaptea și ar sfințit-o pentru el, atunci înțeleg. Dar dacă Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o pentru om, atunci nu trebuia ca Adam să intre în binecuvântarea și în sfințirea lui Dumnezeu. Pentru a beneficia de aceasta, sabatul nu-și deschide porțile pentru om? Apoi le-a zis: Sabatul a fost făcut pentru om. Cine s-a odihnit? Domnul Isus Hristos. Cine s-a odihnit? Omul. Pentru că Sabatul era al Domnului Isus Hristos făcut pentru om. Dar ziua șaptea este ziua de odihnă. Ce fel de odihnă? Poftiți? Uitați-vă puțin. Ce fel de odihnă? Odihnă închinată. Rețineți lucrul ăsta. Nu e orice fel de odihnă. Este o odihnă închinată. Cui închinați dumneavoastră odihna zilei de sabat? Aveți grijă să nu închinăm stomacului? Să nu închinăm nouă? Să nu închinăm obiceiurilor noastre? Închinați odihna sabatului cui? Singurului care merită închinare singurului. O dihnă închinată. Și în sfârșit, exodul 20, târziu de tot, la Sinai, Dumnezeu spune, adu-ți aminte. E memorie edenică. Aduce aminte de ce? De unde? De când? Nu uita paradisul. Nu uita Edenul. Aduce aminte. Zi de odihnă Închinată. O, dacă am înțelege. Dacă am înțelege, atunci, probabil că l-am înțelege și pe Ioan, în momentul în care, în Apocalipsul 1, cu 10, zice: În ziua Domnului eram în Duhul. Asta înseamnă odihnă închinată. Eram în Duhul. Cum înțelegem? Cum experimentăm acest dar al lui Dumnezeu. Dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul, slăvindu -l, dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelevnicindu-te cu treburile tale, nedădându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Te voi sui pe înălțimile țării. Te voi face să te bucuri să fii fericit. Asta e moștenirea edenică. Repet, ceea ce Dumnezeu binecuvintează în Eden va porunci mai târziu la Sinai. Ceea ce a reprezentat desfătarea lui Adam și Eva într-o lume târzie a păcatului și a revoltei, în care omul nu mai vroia să știe nimic de Dumnezeu, în lumea aceasta desfătarea a trebuit să fie poruncită. Și Dumnezeu a făcut din binecuvântare o poruncă, pentru ca porunca să devină binecuvântare. De a putea înțelege iubirea lui Dumnezeu în acest dar, poate că ne-ar convinge. Credeți că ar putea Dumnezeu să ne vorbească mai frumos? Credeți că ar putea Dumnezeu să ne roage mai mult? Ce ar trebui să mai facă El viei sale? În cuvinte, în fapte, în planuri, și nu i-a făcut. Ce anume. Atunci, de ce? Ajungem astăzi să nu ne mai placă ca Dumnezeu să ne poruncească. De ce? Iar dacă porunca e sfântă, Dreaptă și bună. De ce nu înțelegem că porunca aduce în viața mea binecuvântarea pe care als, altfel aș fi pierdut-o? De ce? Dacă nu ne place porunca, oare n-ar trebui să primim binecuvântarea? Dacă suntem supra- Sensibili la orice ce înseamnă, eu știu, impunere față de noi. Oare n-ar trebui să ne bucurăm de faptul că Dumnezeu zice: Vino să te desfătezi, cranedend. Vino să te urc pe înălțimile țării, împreună cu mine, într-un gest regal. Apropo, Muntele Sionului era cel mai înalt munte din tot Canaanul. și când Dumnezeu spune: Te voi înălța sau te voi lua pe înălțimile țării, este ca și cum Dumnezeu ia ființa umană și o urcă cu el pe tronul lui, făcând-o părtaș sau făcându-l părtaș într-o regalitate de plină. Pentru că mai apoi Dumnezeu să spună, vino să te bucuri împreună cu mine. Înainte ca Dumnezeu să ne poruncească, Dumnezeu ne umple inima de bucuria Lui. Amin să ne convingă susurul blând, să ne placă binecuvântarea și să ne placă să umblăm cu Iisus Hristos în odihna Lui. Intrați în odihna Lui. E și invitație și poruncă. Amin.